și nădejdea sufletului lor. Și toți aceia care în această seară nădăjduiți împreună cu mine că Dumnezeu este viitorul tău și viitorul României, să ridicați o mână. Și în onoarea acestui Dumnezeu în această seară să spunem: a Lui să fie gloria, slava, mărirea în vecii vecilor. Amin. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Am avut o mare bucurie în această seară. Anul acesta, 2015, e un an bogat. Anul acesta am cunoscut un om, nu doar un om, mai mulți oameni, dar un om care în această seară este aici în sală, un prieten al sufletului meu, pe care vreau să-l salut. Domnul Nic, vă mulțumesc că ați fost cu noi în această seară. Așa sunteți voi generoși. Iubiții Domnului, aș vrea în câteva momente, doar în câteva momente, să-mi permită să rosesc un gând pe care îl frământ în inimă. De când se naște copilul și până când trecem din viața aceasta, este o luptă permanentă cu tot ceea ce este în jur. Cine ești tu? Ești o întâmplare fericită a părinților tăi? Ești rodul unei evoluții? Cine ești tu și cine sunt eu? Dacă suntem rodul unei evoluții, atunci să nu ne mire faptul că ne sfâșiem unii pe alții. Pentru că atunci când domnește legea evoluției, cel mai tare supraviețuiește. Eu în această seară am venit să vă vestesc despre un Dumnezeu care îl caută pe cel pierdut și slab. Despre un Dumnezeu care s-a coborât în văile adânci, acolo unde nu coboară nimeni, ca cel ce n-are nicio nădejde să fie apucat și ridicat. Dacă în această seară suntem rodul unei întâmplări, atunci viața aceasta n-are nicio țintă. Nu contează când te-ai născut și nu contează când mori. Dar dacă în această seară putem mărturisi că suntem din Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a creat, că suntem făpturile lui Dumnezeu, atunci să spunem în această seară: Doamne, doresc să trăiesc pentru slava numelui Tău. Doresc să fiu, Doamne, un om credincios, o lumină a lumii, o sare a pământului. Vreau să fiu, Doamne, o mână întinsă pentru cel ce n-are ajutor. Vreau să fiu o haină care îmbracă pe cel dezbrăcat. Vreau să fiu o pâine pentru cel flămând. Și vreau să fiu o dihnă pentru sufletul trudit. Al cui ești? Dumnezeu din cer, când l-a făcut pe om, nu era nimeni lângă el. Mâna sus cine a fost acolo când Dumnezeu l-a făcut pe Adam? Nimeni. Toată lumea se frământă și spune: cum vom ieși din necazurile pe care le avem? Se caută soluții politice, se caută soluții economice, se caută soluții financiare. Dar eu vă întreb în această seară: a fost cineva lângă Dumnezeu când l-a făcut pe om? Răspundeți da sau nu. Pentru ce vă frământați? Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, Dumnezeu care l-a făcut pe om, acest Dumnezeu ne va purta de grijă. Dumnezeul în mâna căruia sunt toate și noi de asemenea, din El ai venit. Dacă te-au mințit oamenii și ți-au spus că ești rodul unei întâmplări, dacă oamenii ai spus că ai venit evoluând din maimuță, în această seară primește adevărul. Tu te-ai născut din Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat suflare. Dumnezeu te ține în viață. Dumnezeu te poartă în brațele sale. Numai El a fost acela care de la început și până la sfârșitul vieții tale a vegheat necontenit asupra ta. Un prieten din Lugoș mi-a vorbit despre un tânăr pe nume Colea. Un tânăr venit din Chișinău. A venit să ajute să zidească o școală. La un moment dat, soția acestui tânăr credincios pe nume Colea i-a zis prietenului meu, Gigel Olariu, i-a zis să nu-i dai mașina să o conducă. Nu se pricepe să conducă mașina. Mă, că prietenul despre care vă vorbesc a uitat de lucrul acesta și i-a dat mașina să o conducă. La un moment dat s-a auzit în toată localitatea despre un accident teribil. Exact mașina prietenului meu în care se afla acest tânăr Colea s-a ciocnit frontal cu un camion. Când a ajuns prietenul meu la mașină, mi-a zis: numai husele le-am recunoscut. Am întrebat ce s-a ales. Mă gândeam că este pur și simplu, Colea este strivit.
Și a zis, colea nu are nicio zgârietură. Și polițiștii au întrebat pe prietenul meu care a dat mașina, unde este al doilea pasager? Și a zis, nu știu despre ce vorbiți. A zis, a mai fost în partea dreaptă un pasager cu el. Și nu-l găsim pe acest pasager, probabil că impactul a fost atât de puternic că l-a zburat. Să înțelegeți un lucru. Schimbătorul de viteze a intrat prin scaunul șoferului și l-a străpuns cu totul. Colea a fost viu și nevătămat și a mărturisit următoarele lucruri. Ce vă spun poate fi verificat. În timp ce a zis el, eram în mașină și am văzut camionul venind frontal spre mine. Am închis ochii și am zis, Doamne ajută-mă! În momentul acela lângă mine, pe partea dreaptă, a venit o persoană. Persoana aceea m-a apucat de umeri. M-a trecut prin mașină și m-a așezat în picioare la câțiva metri în spatele mașinii. Șoferul camionului a zis în felul următor. Am văzut două persoane. Una în partea dreaptă șoferul și una în partea stângă. Lângă șofer mai era încă un prieten de-a lui și a zis, a mai fost cineva cu el în mașină. Și polițiștii căutau o a doua persoană. Nu mai căutați! Ea este aici în această seară! Nu mai căutați! A fost cu voi în fiecare zi și numele Lui este Dumnezeu! Că dacă suntem vii și n-am murit, dacă stăm în picioare și dacă România mai are un viitor, El se numește Dumnezeu! Din El! M-am născut și de născut pe acest pământ, nu ca să fiu un joc al sorții, nu să fiu o întâmplare nefericită. Zilele tale sunt numărate înaintea lui Dumnezeu. În această seară cel ce ține firul vieții noastre este Domnul. Ați văzut câtă sărbătoare în această seară? Îngerii aceștia îmbrăcați în alb, fără niciun trac, fără nicio emoție, ne-au spus despre venirea Domnului Iisus Hristos, care n-a găsit loc nici la Palatul Cotroceni, n-a găsit loc nici la operă, a găsit loc în troiesele, acolo unde animalele necugetătoare au știut să-i dea căldura lor. Dar dincolo de sărbătoare, prieteni, vreau să vă spun în această seară un lucru. Venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta, dincolo de sărbătoare, dincolo de cerul care cântă, dincolo de oștirea cerească care se unește cu noi în această seară și strigă pace printre oamenii plăcuți lui pe pământ, dincolo de strălucirea aceasta, venirea Domnului Iisus Hristos este durerea sufletului nostru. De ce a coborât? De bun ce am fost? De ce a venit Hristos să moară? De cuminți și evlavioși ce am fost? Nu! În seara aceasta este un adevăr pe care trebuie să rostim. Nimeni nu poate să vadă fața lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Nimeni nu poate intra în veșnicie decât prin ușa numită Iisus Hristos. Nimeni nu se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu fără să tremure decât dacă într-o zi s-a întâlnit cu Iisus Hristos și a zis, Doamne, iartă-mi mie greșelile. Căci în niciun alt nume nu există mântuire decât în numele Lui. În numele Lui. Prin El suntem mântuiți. Oricine în această seară cu ochii credinței privește spre Golgota, poate să vină acolo și să lase povara tuturor lucrurilor slabe a vinovăției. În această seară, iubiții Domnului, dincolo de sărbătoarea nașterii unui prunc, dincolo de colinde și dincolo de sărbătoarea acestor cântece frumoase, în această seară Dumnezeu mai vrea o sărbătoare. Dumnezeu în această seară mai vrea o sărbătoare. Sărbătoarea sufletelor curățite. Sărbătoarea sufletelor spălate în sângele mielului Domnului Iisus Hristos. Sărbătoarea celor care au păcatele iertate. Vrei în această seară să fie cerul în sărbătoare? Întoarce-te la Dumnezeu. Prin Iisus Hristos. Prin Iisus Hristos. Nimeni n-a plătit prețul acesta. Nimeni n-a murit pentru cineva cum a murit mielul lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. De aceea în această seară spunem, din El ne-am născut, prin El suntem mântuiți. Din El ne-am născut, prin El suntem mântuiți. Și toți aceia care au primit iertarea în numele Domnului Iisus Hristos
să ridice mâinile să le fluture ca un steag de biruință. Mulțumim, Iisus Hristos! Mulțumim, Doamne, că ai coborât la noi! Mulțumim, Doamne, că ai luat asupra Ta păcatele noastre! Mulțumim, Doamne, că aici există o sărbătoare! Aici sunt copiii Tăi care Te așteaptă pe Tine! Glorificat să fie Domnul! Încă n-ai găsit crucea Domnului Iisus Hristos? Mă rog în această seară Duhul Domnului să te poarte la piciorul cruci și acolo în îngenunchierea sufletului tău să-i spui Domnului în această seară: iartă-mi, Doamne, păcatele. Știți ce înseamnă sărbători fericite? Nu hrăniți doar trupul. Sărbători fericite înseamnă îmbracă-ți inima. Îmbracă-ți sufletul cu credință. Pregătește lăuntrul tău. Pentru că Dumnezeu nu va păși în casa care are neapărat lucruri scumpe. Dumnezeu va păși în casa unde găsește suflete curate și împodobite pentru El. O să închei spunându-vă ultimul lucru. Doamne, îți mulțumesc în această seară că mă simt în harul Tău. Mulțumesc, Doamne, că sunt săpat în palmele Tale, de unde nimeni nu mă poate șterge niciodată. Mulțumesc, Doamne, că pot privi spre cer fără frică, pentru că este așternutul picioarelor Tale și acolo mă așteaptă o viață, unde nu mai stăm cu ochii pe ceas, unde sunetul va merge bine. Ne rugăm, Domnului, anul viitor să meargă mai bine. Prin El sunt mântuit, din El am venit și vreau să mai spun un singur lucru. Pentru El vreau să trăiesc. Așa că ai un sentiment de zădărnicie. Simți că, că totul se scurge printre degete. Tot te trudești și parcă nimic n-are pe pământul acesta un cheag și un rost. Simți că parcă te risipești de multe ori. Vreau să vă întreb în această seară, v-au plăcut acești îngerași? Merită ei să ne cheltuim pentru ei? Merită să-ți investești viața în ceva ce nu trece? Oameni buni, un etaj la casă suplimentar nu-ți va da bucurie, dar să ștergi lacrimile de pe obrafii unui copil îți va da multă bucurie. Să lași o amprentă în cei ce cresc, să lași o bucățică de bine în cei care se ridică, în generația care vine. Iată cu adevărat profundul sens al credinței. Dumnezeu din cer nu vrea să ne ascundem între patru pereți a unei biserici, ci Dumnezeu vrea să ieșim, să ne cheltuim, să ne risipim. Are cineva ceva de dat în această seară lui Dumnezeu? E cineva aici dator lui Dumnezeu? E cineva care să spună: Doamne, aș vrea să trăiesc pentru Tine cu tot ce am? Fluturați mâinile dacă credeți că lucrul acesta vi-l spune Domnul. O să vă pun o fotografie, dacă mă poți ajuta, Cătălin. Și voi să-mi spuneți dacă se vede bine fotografia aceea. Se vede? Ce vedeți acolo? Un câine. Acel câine poartă în gura lui un copil nou născut. Vedeți că are cordonul ombilical. Copilul acesta a fost aruncat în tomberon. Lucrul ăsta s-a întâmplat acum o lună jumătate. Câinele acesta s-a dus și când a văzut copilul plângând, l-a luat în gură. Spuneau doctorii care au găsit copilul că nu realizează cum de acest câine a ținut în așa fel copilul că nicio rană nu are. Copilul acesta cu câinele s-a dus în mijlocul oamenilor și a așteptat ca cineva să ia aminte. S-a oprit un om, nu i-a venit să creadă, copilul scâncea, l-a dus la spital și și-a făcut câinele. A mers după acel om până la spital. S-a dus și s-a așezat în spate, în fața spitalului și stătea pe patru labe așteptând să iasă omul. Omul a ieșit, l-a mângâiat pe câine pe creștet și copilul este sănătos. Copilul a fost salvat. Mi se pare atât de trist să ți se dea lecții de la un câine. Să nu vă mai jigniți unii pe alții spunând: ești un câine. Că s-ar putea să fie câinele mai ceva decât este omul. Eu vă întreb în această seară: cine-i câinele și cine-i omul? Vrei să trăiești altfel decât ai trăit până acum? Tot ai pus în tine și ești ca un sac fără fund, niciodată nu-i de ajuns. Vreți în această seară să spunem toți care suntem aici: Doamne Iisuse Hristoase, vreau să trăiesc pentru Tine, de dragul Tău. Vreți în această seară să-L bucurăm pe Dumnezeu și să vadă că aici sunt inimi care să trăiască de dragul Lui? Gândește de cât mai ai.
cât mai ai, cât mai trăiești pe pământul acesta. Poate că este timpul să salvezi o viață. Este timpul să te cheltui pentru aproapele tău. Spuneți împreună cu mine, din el, ești născut. Prin el sunt mântuit. Pentru el vreau să trăiesc.